Seara, bun găsit la jurnal, iată subiectele zilei. Graba și neatenția unor șoferi provoacă adevărate tragedii pe șosele. Două accidente grave s-au petrecut la interval de câteva ore în județul Mureș. Un om a murit, iar alte două persoane au fost grav rănite. Accidentele s-au ținut lanț în ultimele ore pe șoselele din Mureș. Primul și cel mai grav eveniment rutier a avut loc ieri seară. Accidentul s-a produs între un autoturism și un tir în localitatea Nadej din județul Mureș. În urma impactului, un tânăr de 24 de ani rămas încarcerat a decedat pe loc. În urma coliziunii nu au rezultat alte victime. Cel de-al doilea accident a avut loc în această dimineață la doar 15 km de municipiul Târgu Mureș, în zona localității Leordeni, pe drumul 151D. De această dată, un alt tânăr a încercat să depășească un tir. Graba l-a costat însă. S-a ciocnit frontal de un autoturism care venea din față. Am intrat într-o depășire la tir și când să intru înapoi n-am mai avut timp, că m-a pus o mașină în fața mea și n-am avut loc de aia ca să intru, și când am avut loc am derapat și am intrat în dâns. Ce să fac? Oamenii aflați pe câmpul de lucru au auzit zgomotele puternice de la depărtare și au fugit să vadă ce s-a întâmplat. Acolo am notat stapa și am văzut că mașinile s-au oprit aici și eu vin sală, deși din partea autonomii sau deși din partea autonomii sau. Și dumneavoastră era în mașină, la lovitul? Venea de la oraș. Și despre de ei, eram la grădină, nu vin băiatul după mine. Și v-a anunțat că s-a întâmplat. Da. Tragedia, cum sunt? Ați vorbit cu vreunul dintre ei? Ați vorbit cu copilul cel mai rănit. Cel mai rănit? Ce, da. Ce era abonat. Polițiștii de la serviciul rutier au ajuns imediat la fața locului, au făcut măsurătorile și au stat de vorbă cu martorii. Un autoturism a intrat în depășire, nu a reușit să se încadreze pe sensul lui de deplasare și a intrat în coliziune frontală cu un alt autovehicul. Deci a rezultat? Și a rezultat avarierea și rănirea a trei persoane. În urma impactului, doi pasageri din mașina care circula regulamentar au fost transportați la spital de echipajele SMURD. A fost nevoie de intervenția celor de la descarcerare pentru a scoate un rănit dintre fiarele contorsionatele mașinii. Circulația a fost blocată pe un sens de mers mai bine de o oră. Gripa porcină curmă vieți în județul Mureș. Medicii nu sunt însă îngrijorați, deoarece spun ei cazurile sunt izolate și nu se poate vorbi de o epidemie. Mai mult, anchetele epidemiologice arată că toți cei care au murit au fost bolnavi cronici și au suferit ani buni de diverse afecțiuni. Cadrele medicale au fost luate prin surprindere anul acesta cu îmbolnăvirile de gripă și viroze. Statistica arată 5 decese, 4 dintre ele fiind provocate de gripa porcină, iar unul de gripa declanșată de virusul de tip A. Gripa porcină a băgat în mormânt 3 femei și un bărbat cu vârste cuprinse între 43 și 50 de ani. Toate cazurile au fost confirmate și raportate la Ministerul Sănătății. Două dintre persoanele decedate sunt din Târgu Mureș, iar celelalte victime ale gripei porcine sunt din localitățile Fântânele și Sân Georgiu de Mureș. Medicii au constatat că toate persoanele care au murit atinse de gripa porcină sufereau fie de diabet, insuficiență renală cronică și tulburări respiratorii, fie de afecțiuni hepatice cronice, cardiovasculare sau obezitate. Specialiștii recomandă mureșenilor să se prezinte din timp la consultații dacă manifestă simptomele gripei. Simptomele gripei porcine sunt febră, tuse, dureri de cap, dureri musculare și articulare. Medicii ne recomandă tuturor spălarea cu apă și săpuna mâinilor, folosirea batistelor pentru strănut și tuse, evitarea zonelor aglomerate și respectarea unui ritm de viață sănătos. S-au înmulțit și cazurile de viroză în ultima săptămână. În primele 3 luni ale anului 2014, în Clinica de Boli Infecțioase 1 a Spitalului Clinic Județean Mureș, au fost internate 205 persoane cu afecțiuni respiratorii, viroze respiratorii, pneumonii sau diverse forme de gripă. Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Mureș sunt îngrijorați de numărul mare de viroze înregistrat în ultima săptămână față de anul trecut, aproape 4.000 de cazuri raportate. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Horea din Târgu Mureș sprijină programul Școala Altfel, să știi mai multe, să fii mai bun. Cu această ocazie, pompierii au primit în vizită 500 de elevi care s-au familiarizat cu tehnica și mijloacele de intervenție din dotare, au asistat la exerciții demonstrative și au primit materiale informative sub formă de broșuri, pliante și flyere.
Pentru a veni în întâmpinarea școlilor și grădinițelor care se implică în cadrul activităților extracurriculare și extrașcolare organizate în perioada 7-11 aprilie, fiecare subunitate de pompieri din județul Mureș va primi în vizită sute de copii. Simularea de incendiu la care au participat prichindeii în cursul acestei dimineți a făcut parte din șirul lung al demonstrațiilor ce vor avea loc în cadrul săptămânii altfel. Sunt exerciții demonstrative, pot vedea tehnica de intervenție, pot încerca anumite echipamente pe care le avem în dotare. Am primit foarte multe solicitări din partea unităților de învățământ. Am avut chiar și lecții de informare preventivă pe care le-am desfășurat la cei care ne-au solicitat. Activitățile continuă pe tot parcursul acestei săptămâni. Impresionați de felul în care eroii lor și-au demonstrat priceperea în intervențiile la care sunt solicitați, elevii de la mai multe unități de învățământ din oraș și-au exprimat admirația față de combatanții focului. Demonstranțe de pompieri. Ce anume v-au arătat? Ne-a arătat cum se stinge pompieri, cum se stinge un foc, cu tunul, cum a tras apă. Eu am văzut că au dat foc la ceva, un fel de coș acolo și a fost foarte mare foc și mi-a plăcut foarte mult demonstrația. Săptămâna altfel este pentru elevi un bun prilej de a vizita diferite instituții ale orașului. Copiii mai au ocazia să vadă piese de teatru ale actorilor târgumureșeni, să viziteze grădina Zoo, sediul poliției, al jandarmilor, precum și sediile televiziunilor din oraș. Sărbătoare și voie bună astăzi în Valea Rece, cu ocazia Zilei Internaționale a Romilor. Micuții de etnie romă au primit în dar de ziua lor rechizite școlare din partea autorităților locale, aflate astăzi în mijlocul lor. Romii din Valea Rece au renunțat anul acesta să mai organizeze dezmățul culinar ce avea loc altădată. Renunțând la paranghelie din lipsa banilor, etnicii nu au avut de ales și au sărbătorit Ziua Internațională a Romilor cu modestie, limitându-se la activitățile educative și culturale. Aș plăcea să sărbătoresc în comunitatea, că asta m-aș dori eu, dar după n-am atâta posibilitate, m-aș bucura să fac undeva, să adun toți romii undeva, să dau ceva de mâncare, ceva, cum zice, pe tradițiile noastre, muzică, dans, așa, dar n-am posibilitate deocamdată. Dar la an încerc să fac tot posibilul. Romii s-au arătat totuși recunoscători pentru cadourile și sprijinul acordat de municipalitate. Primul îi mulțumesc lui domnul consilier Claudiu Maior, fiindcă ne ajută, ne protejează și sunt foarte mulțumit. Consilierul Claudiu Maior nu i-a uitat pe micuții de etnie romă și le-a făcut acestora cadouri constând în rechizite școlare. Ca și un lucru inedit, ne-am gândit ca de Ziua Internațională a Țiganilor, în afară de faptul că le spunem la mulți ani, să le dăm o mică atenție din partea Primăriei Municipiului Târgu Mureș pentru copii, ca ei să fie bine educați și să crească într-un climat normal. Cred că mai bine investim în copiilor decât să dăm mese, să facem, știu eu, circ așa cum se făceau sau se fac în alte părți. Micuții proveniți din familii sărace și care nu au posibilități materiale s-au bucurat enorm de cadourile primite. Gazda evenimentului a fost Fundația Curcubeu, unde învață peste 350 de copii din Valea Rece. În această săptămână, colegiile Unirea și Alexandru Papiu Ilarian sunt gazdele Olimpiadelor Naționale de Limbi Romanice. Cei mai buni vorbitori de latină, franceză, italiană și spaniolă, veniți din 41 de județe, se vor întrece în cunoștințe pe parcursul a două zile. Timp de două zile, elevii din toată țara vor avea de trecut mai multe probe de foc la liceele de elită din Târgu Mureș. Suntem gazde, practic, al Olimpiadei Naționale de Limbi Romanice în perioada 7-11 aprilie. Ca urmare, ne vom onora această sarcină, această responsabilitate, încercând să creăm condiții cât mai bune pentru desfășurarea Olimpiadei. Etapa lucrărilor scrise a avut loc astăzi. Practic se vor desfășura probele pentru limbile italiană, spaniolă și portugheză, iar la Colegiul Papiu, cele de limbă franceză. Elevii mai au de susținut mâine două probe, cea orală și cea de vizionare. Urmează prognoza meteo.
Iată și momentul zilei. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Dacă aveți sugestii și reclamații, le așteptăm pe adresa de e-mail știrea@ctv.ro. O seară frumoasă tuturor! La revedere! Din respect pentru părul tău. Salon Diamond Hair.